Noi ne-am convins că frumusețea se moștenește, iar în această dimineață să știți că avem și un exemplu, pentru că au venit mama și fiica, Diana și Ina Sturza. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Bună, bună! Suntem foarte fericite și bucuroase că am ajuns aici, în platoul vostru. Și noi! Câtă dragoste e și căldură! E sărbătoare și dacă nu ninge afară, da, măcar să avem și noi partea asta de sărbătoare în platou. E foarte frumos la voi în platou, să știți. De mult nu ai fost pe la noi! Da, cam de vreo 5 ani. Cam așa, de când eram noi la început în acest platou. Și dacă stau să mă gândesc bine, împreună ați mai fost vreodată? Nici de cum. Sau e o premieră? Este o premieră. Este o premieră. Aha, știu că a fost muzicală, mama singură, ai fost o singură și avem și o premieră muzicală. Da, apropo, atunci de multe ori mă întrebați unde este fiica, de ce nu vinim împreună. Iată că a fost așa niște momente interesante și frumoase, pentru că ea era în trupa Millennium. Aha. Și avea multe plecări și nu reușeam niciodată să venim la voi în vizită aici în platou. Noroc de vacanțe acum, da, nu? Da. Și iată că a ajuns momentul. Chiar sunt foarte bucuroasă pentru că face compoziție și asta mă bucură foarte mult, pentru că un interpret are nevoie de un compozitor foarte bun. Și iată că eu l-am găsit deja de o lună. Cu o lună urmă, zic Diana, iată că am o invitație foarte plăcută și frumoasă la Palatul Național, chiar astăzi. Aha, azi e concert. Și am nevoie de o piesă de Crăciun, de Anul Nou, cu tema sărbătorilor de iarnă, ceva frumos să-mi faci. Și să știți că nu a fost mult timp, nu am așteptat mult timp. Și îmi dă un sunet și zice, mama, exact, vreau, te rog, să ascult ceva frumos. Lilie, să știi că tare am avut emoții, da, am avut niște emoții. Semn că Diana știe bine mama. Am avut emoții și nu mă uitam, adică nu ascultam acele cuvinte care erau scrise în această melodie. Dar atâta eram de bucuroasă și emoționată. Inima de mamă, mândră A reușit copilul meu să-mi facă și mie o melodie. Dacă să le spunem celor de acasă, Diana este studentă în anul 3, compoziție, da? Da, compoziție, muzică ușoară. La București, acum ești în vacanță, ai venit acasă, ok? Hai să ascultăm și varianta ta. În sfârșit! În sfârșit sunt acasă, e foarte plăcut să fii acasă de sărbători, alături de persoanele dragi, de persoanele care te acceptă așa cum ești, care te iubesc. Îți lipsesc persoanele? Foarte mult îmi lipsesc acolo. Nu este ușor printre străini, dar e nevoie să evoluăm. Ți-ai reușit să-ți faci prieteni între timp? Desigur. Ai o gașcă ta? Desigur, avem o gașcă foarte mare de prieteni și ei sunt plecați acum de sărbătoare, însă de Revelion vom fi împreună. Super tare. Și vreau, dacă tot mama a vorbit despre piesă, atunci când ți-a propus să scrii o piesă, zi sincer, ai avut emoții? Am avut emoții, pentru că mămica este așa mai exigentă. Aha. Și în momentul în care mi-a cerut să-i creez o piesă, am zis ok, trebuie să fie ceva de Crăciun, trebuie să fie ceva simplu de familie și piesa mea a venit pur și simplu în 5 minute. Ce ai simțit tu, ai... Exact, ce am simțit eu, eram departe de casă, eram în București atunci și ce am simțit eu în momentul ăla, am expus pe foaie și a fost simplu și frumos și... Dar v-ați gândit la un moment dat să faceți un duet, mamă, fiică? Noi deja am făcut un duet. Deja ați făcut, în 2013. Da. Aha, mi-a scăpat. Aha, am făcut, dar nu am reușit chiar la început. De la bun început am zis că doream chiar și un duet să facem și nu am reușit la voi aici în studio să ajungem, pentru că ea deja a plecat în trupă și avea foarte multe concerte, da, și noi nu am avut ocazia. Veniți data viitoare neapărat, cu mare drag. Poate creăm o altă piesă până atunci, de ce nu? Într-adevăr, dar sunteți mândră că v-a moștenit calitățile artistice și cumva continuă drumul ăsta care nu e ușor? Da, ca orice părinte sunt foarte mândră, pentru că a ajuns acolo unde ea și-a dorit, pentru că noi părinții niciodată nu am fost împotriva ei. Și n-ați pus presiune pe deciziile. Niciodată. I-am zis soțului Iurie că mai bine ea să-și aleagă ce dorește să învețe, ce dorește să, să ajungă în viața ei. Și iată că eu, să vă spun sincer, chiar nu am vrut.
Aha. Da, împotrivă, împotrivă, pentru că știu ce înseamnă muzică. E frumoasă la prima vedere, dar e mai complicat. Da, dar este, da. Nu vreau să intru în detaliu cât de grea este. E mai mult complicată emoțional. Așa și este, da. Da. Și dar acum când a reușit să-mi aduc dar această melodie mie, chiar mie, chiar sunt mândră. Înainte de, avem o pauză de publicitate, după publicitate vedem videoclipul. Să ne spuneți repejor câteva cuvinte, astfel încât să le facem poftă oamenilor de acasă de acest clip. Unde a fost filmat? Plăcută. A fost filmată, da, la Chișinău? Am dat un sunet un prieten bun. Deja este un prieten de familie și foarte bun. Sergiu Cerescu. Sergiu Cerescu. Și știți, când ai un sunet și când nu te vezi cu omul, deodată am simțit acea prietenie, acea muncă conexiune. Ușoară. Da. Și vreau să vă spun că sunt o echipă extraordinar de aveți bun. Aveți perfectă dreptate. Știu sunt niște oameni cu sufletul și cu un bun simț. Și asta chiar ne-a fost foarte ușor să filmăm acest videoclip. Sunteți mulțumite de rezultat? Nu am cuvinte. Acum îl vedem și noi, semnat Sergiu Ciorescu. Ciofil. Într-adevăr, băieții acolo sunt tare talentați. Știu că au și regizor talentat. Toată lumea lucrează la 100%. Vreau să spun că recomand, sunt foarte buni. Într-adevăr, lucrează și știe orice punctișor, orice scenă, detaliu. Și chiar mă mândresc cu ei. Și apropo, Sergiu este din Raionul Drochea și eu tot sunt Pământean. Da. De la Nord. Încă o dată vreau să le mulțumesc întregii echipe și vreau să le doresc în continuare baftă, succese și știu că sunteți cei mai buni, dragii mei. Iar noi vrem să vedem acest videoclip la piesa Anul Nou. Sărbători frumoase să aveți, calde și cu împliniri. Mulțumim mult. Dorim tuturor anul care pleacă să-l lase și pe acest an în pace și liniște, iar anul 2020 să vă aducă și mai multă sănătate și mai mari succese și mult noroc. Să fie precum spuneți. Și dragoste. Să nu uităm de dragoste. Zice Diana. Perfect, adevărat.